Am să vă mai spun ceva. Se spune că democrația este orfană. E bine, la noi, noua securitate are în schimb doi părinți. Ambii părinți îi cunoașteți. Unul se numește Traian Băsescu și celălalt Klaus Iohannis. Traian Băsescu a creat noua securitate și Klaus Iohannis o folosește împotriva oponenților politici. Responsabilii pentru abuzurile din ultimii 10 ani, așadar, sunt Traian Băsescu și Klaus Iohannis, împreună cu cozile lor de topor, care se numesc Căveși și Goldea. Sunt convins însă că nu vă veți lăsa intimidați și nu ne vom lăsa intimidați. Vă promit că ascultările telefoanelor vor înceta. Intervențiile nelegale în politică și în economie vor înceta de asemenea. Și aceasta va fi responsabilitatea instituției supreme a democrației, adică a Parlamentului. Vreau să vă transmit un mesaj. Eu nu vreau răzbunare și sunt convins că nici dumneavoastră nu vreți răzbunare. De aceea, fac un apel către toți cei care sunt acoperiți. Acoperiți din presă, acoperiți din justiție, acoperiți din politică, din administrație, de peste tot. Tuturor le cer curajul să fie parte a schimbării și a reconcilierii în această țară. Iar în ceea ce mă privește, mă angajez să lupt în continuare până când dreptatea, libertatea și demnitatea noastră vor învinge definitiv.